Karolis. Linge în mânată lui Richard, încearcă să intercepteze Watson. Stipanović o păstrează pentru Cluj. Primește acum Andrija Stipanović pe pătrundere. Karolis cu faul. Cu pământul pentru Stipanović. Caută să joace în 3 secunde cu Valeica lângă el. Perfect. Semicârligul de dreapta. Pentru Wright. Wright către Stipanović. Perfectă servirea lui Marquise Wright. Șanta înapoi pentru Richard. Vida. 3 secunde rămase din atac. Vida se duce pe coș și livrează cu oferita de dreapta. Încă 2 puncte. Vida. Wright. Cu pământul spre Guzman. Șanta sub panou. Aruncare cu grad uriaș de dificultate, dar totuși a împărțit defensiva. Jocul se reia. Marquise Wright. Blocajul lui Stipanović. Trage Edwards de afară și scutură plasa. Intră în spațiul de 3 secunde, oprește dribblingul, pasează pământul pentru Guzman. Stipanović scapă excelent de Broussard. Excelent se apără Bobobaciu. Stipanović pentru Richard. Aruncă de afară și o lasă națe. Patrick Richard cu toată opoziția adversarului scufundă tripla. În urma acestui coș de la distanță a unui jucător cu procentaj de 33% în actualul play-off. Edwards pentru Vida. Vrea să răspundă. O face! Blocajul lui Stipanović. Reprimește Stipanović. Minge deviată de Marković. Ajunge totuși la Vida. Stipanović sub panou. Servit perfect. Wright. Prin blocajul lui Stipanović. Minge ajunge la Edwards. Apasă pe trăgaci. Kabum! A recuperat Stipanović. Mingea acum la Richard. Stipanović în colț. Starolis o vrea de 3. O are! 8 puncte pentru Donata Starolis. Wright. Edwards. Foarte bine se apără Nicolescu. Pătrunderea lui Richard. Scoate în colț. Starolis a marcat mai devreme de acolo. O face din nou. Donata Starolis. 12-0 în startul confruntării și ulterior s-a ajuns la 21-21. Richard aruncă peste Marković. O să-l primești și o să-ți placă, domnule Marković. Întreaga arenă se ridică în picioare, toți fanii de partea Clujului, în afară de susținătorii veniți de la Oradea. Și Karel Guzman descongestionează traficul. Pasă neinspirată, interceptează Marquise Wright. Singur pe contraatac. 2 puncte ușoare pentru Marquise Wright. Clujul nu se grăbește pe finalul acestui sfert cu numărul 3. 10 secunde separă cronometrul de joc de cronometrul de atac. Richard o caută de 3. O găsește! Patrick Richard! Din nou Edwards. Sub panou pentru Tarolis. Perfectă servirea. Tarolis înscrie. Richard. Stipanović cu blocajul. Tarolis de 3. Bingo! Încă una plantată de Donata Starolis. Guzman. Șanta așează paravanul. Guzman îl angajează pe Șanta sub panou. Se întoarce, ia faultul și cele 2 puncte. 3 minute rămase până când Clujul poate să declanșeze fiesta. Wright scapă de capcană. Pasează pentru Tarolis, care se duce pe coș și vine prima decolare a confruntării. Donata Starolis. Într-adevăr, se îmbrățișează jucătorii celor două formații. Mai trebuie să repună o dată Oradea pentru ca această confruntare să se termine. Deja a început sărbătoarea în BT Arena și pentru a șasea oară în istoria orașului, Clujul reușește să câștige titlul în Liga Națională de Basket. Studenții sunt campionii României. În 2021, după o finală cu Oradea, Clujul este din nou campioană și sărbătorește în BT Arena alături de aproape 4.000 de fani.